În această seară aș dori să abordez un subiect care mi se pare destul de interesant, o expresie care circulă în popor, te iert, dar nu te uit. Câtă relevanță are această declarație, câtă legitimitate are această declarație pentru un creștin, vom vedea. Această declarație, sigur că circulă în folclor și este într-o oarecare măsură justificată, din punctul meu de vedere. Te iert, dar nu te uit. Cum am putea traduce această declarație într-un limbaj care să justifice existența acestui motto? Știm că în creștinism această expresie are o conotație negativă, în contextul în care noi credem că, cu sinceritate, că iertarea aduce cu sine uitarea unei fapte făcute împotriva noastră, a unei vorbe, a unei acțiuni subversive duse împotriva noastră și așa mai departe. Și atunci noi creștinii folosim această expresie, fratele iartă, dar nu uită, ca un fel de aroganță sau cinism asupra unui comportament a unei persoane din biserică care nu poate depăși o anumită situație. Și atunci, cum ar putea o astfel de declarație să se încadreze într-o anume sferă de legitimitate creștină? Te iert, dar nu te uit. Te iert, dar nu te uit s-ar putea traduce sub forma te iert, dar nu mai am încredere în tine. Ce ziceți de această formulare? Adică iertarea se oferă, dar încrederea se câștigă. Sigur că avem datoria morală să iertăm pe frații noștri, dar e datoria morală a celui care trădează ca să câștige sau să recâștige încrederea din nou. Asta este elementul nostru uman, prieteni. Domnul Iisus nu trebuie să aibă încredere în mine. Știți de ce? Pentru simplu motiv că El mă cunoaște, El știe din ce sunt făcut și El a permis să mă nasc și El știe totul despre mine și despre tine. Domnul Hristos nu are nevoie să creadă în abilitățile mele de a sta în picioare sau a cade. Domnul Hristos nici măcar nu are nevoie să creadă în cuvântul meu. El ne cunoaște, mă cunoaște, te cunoaște, ne cunoaște pe noi pe deplin. El însuși n-a avut încredere în propria lui natură umană pe care o luase, o acceptase ca să devină parte din ființa lui. Deci dacă Domnul Hristos, care se roagă Tatălui, nu se încredea în propria ei natură umană, cum am putea noi înșine să avem încredere în cineva când nu putem avea încredere în noi înșine? Spune o declarație din Ieremia, capitolul 17, versetul 5, așa vorbește Domnul, blestema să fie omul care se încrede în om și care se sprijină pe muritori și își abate inima de la Domnul. Iar cealaltă declarație, diametral opusă, binecuvântat să fie Domnul care se încrede în Domnul și a cărei nădejde este Domnul, Ieremia 17:7. Deci, pe de o parte, avem declarația simplă, blestemat să fie omul care se încrede în om, și pe de cealaltă parte avem declarația binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. Deci iată că aici avem o diferență extremă între expresia blestemat sau binecuvântat fie omul în funcție de alegerea pe care o are, nu? Omul care se încrede în om este blestemat pentru că își asumă riscul, prieteni, de a investi într-o variabilă. Natura umană este foarte inconsecventă și chiar enigmatică, nu? În timp ce binecuvântat este omul care se încrede în Domnul, conține un procent de risc zero. Pentru că în timp ce Domnul este totuși o necunoscută pentru om, pentru ființa umană, totuși Dumnezeu nu este o variabilă. Adică nu zice astăzi una și mâine alta. Dumnezeu este cea mai mare constantă a Universului, prietene. Această constantă, de fapt, ține în echilibru tot ce mișcă în Universul permanent al lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Aceasta este constanta care balansează întreg universul. Pot să se mute și munții, iată, evidența biblică. Pot să se mute și munții, pot să se clatine și dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Isaia 54:10. Deci iată că avem o declarație a profetului care susține și reiterează propria declarație a lui Dumnezeu că dacă munții sunt oscilanți, dacă dealurile se clatină,
Totuși, Dumnezeu nu este o variabilă. Un munte poate fi o variabilă, poate fi o necunoscută, poate avea un risc, un deal la fel, dar dragostea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu pentru tine nu se clatină. Iar legământul sau promisiunea, asta înseamnă de fapt un legământ, o promisiune, Dumnezeu promite și se ține de cuvânt. Această declarație a lui Dumnezeu este de neclătinat, spune Domnul. Ce minunat caracter și ce minunată relație putem avea cu această entitate care se numește Tatăl nostru și în care ne putem pune toată încrederea noastră. Iată care este cea mai sigură investiție. În Dumnezeu. Deci, după toate aceste argumente, se pare că zicala te iert, dar nu te uit, sau te iert, dar nu mai pot avea încredere în tine, se justifică pe undeva, nu? Mai ales dacă ne uităm și la perspectiva lui Dumnezeu despre ceea ce omul a devenit în timp ce a fost expus alterării păcatului. Noi oamenii nu mai suntem aceiași și nu suntem aceiași nici o clipă, nu? De la Adam încoace suferim transformări magistrale. Din nefericire, în ghilimele spus, magistrale, spre rău. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană și ei umplă cu multe și retenii. Observați, evoluția spre rău, evoluție spre involuție, dacă vreți, Eclesiastul 7:29. Dumnezeu face o constatare după 6.000 de ani de istorie, numai iată ce am găsit, adică iată ce am descoperit. Am venit să văd ce mai fac fiii oamenilor, nu? Un limbaj uman. Dumnezeu nu are nevoie să ne facă o vizită, pentru că El este peste tot, oriunde, în același timp, este omniscient, omnipotent și așa mai departe. Dar totuși, ca să respecte limbajul uman, pentru mintea noastră pipernicită, El se adresează nouă la nivelul nostru de înțelegere. Numai iată ce am găsit. Am venit să fac o cercetare. Și ce am descoperit? Ce am găsit, zice Domnul în Eclesiastul 7:29? Că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, i-a făcut perfecți. Dar, în schimb, s-a întâmplat ceva, păcatul. Iată, umblă cu vicleșuguri, cu șiretenii. Deci te iert, dar nu mai am încredere în tine, poate fi o chestiune foarte justificată din punct de vedere etico-moral, prieten. Un alt motiv este simplu fapt că omenia de astăzi nu mai este omenia de ieri. Oamenii de astăzi nu mai sunt oamenii de ieri. Oamenii nu mai au cuvânt. Oamenii și-au dat cuvântul fără să a se mai gândi că acel cuvânt trebuie respectat. Și atunci când oamenii fac o promisiune și nu o împlinesc, este foarte greu pentru cel păgubit, nu? Să aibă încredere în acea persoană, corect? Lasă-mă și cu omul ăsta că este un om fără cuvânt, am putea spune, sau cineva ar putea spune. Cât de pipernici suntem din punct de vedere moral? Biblia în Eclesiastul capitolul 5, versetul 4 ne spune: dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Deci chiar Scriptura ne scoate în evidență, oferă ideea că atunci când ne-am dat cuvântul înaintea lui Dumnezeu, când am făcut o promisiune înaintea lui Dumnezeu, să o împlinim, să împlinim această promisiune, indiferent când ne-ar costa. Mai există o declarație în Psalmul 15, versetul 4. Dacă Eclesiastul 5:4 vorbea o promisiune sau dacă ne-am dat cuvântul în fața lui Dumnezeu, trebuie să o respectăm. Acum Psalmul 15, versetul 4 ne spune despre promisiune pe care le facem între noi oameni. Cineva ar putea spune, bun, nu poți să-L minți pe Dumnezeu, trebuie să te ții de cuvânt că e Dumnezeu, dar între noi ne mai putem trage câte o țeapă cu tare, așa cum este expresia în limbajul, în jargonul zilnic, nu? Dar nu. Psalmul 15 cu versetul 4 spune că aceia care își calcă cuvântul, aceia care trădează încrederea unei promisiuni, nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Bineînțeles, există un preambul de 3 versete biblice pe care nu le mai citesc astăzi, acum, dar pot să vă confirm, dragii mei prieteni, că cei care doresc să citească Psalmul 15, 1, 2 și 3 vor înțelege declarația versetului 4 pe care doresc să o citesc acum. Adică chiar dacă mi-am dat cuvântul, dacă am promis cuiva și chiar dacă am făcut-o în paguba mea, El nu-și ia vorba înapoi. Deci face un jurământ, deși face un jurământ în paguba Lui, spune Psalmul 15 cu versetul 4. Deci și dacă am făcut, mi-am dat cuvântul și am observat că în promisiunea respectivă există o pierdere,
o pierdere, să zic, financiară, o pierdere administrativă, chiar o pierdere emoțională. E bine când ne dăm cuvântul să și promitem să ne ținem de promisiune, chiar dacă aceasta aduce cu sine o pagubă, spune Psalmul 15, versetul 4. Deci, dragii mei prieteni, aici ne confruntăm cu o situație care legitimizează, într-o oarecare măsură, ideea te iert, dar nu te uit. Sau mai bine zis, te iert, dar nu mai am încredere în tine. Sau te iert, dar sunt cu ochii pe tine, nu-i așa? După ce cineva este trădat sau după ce ne-am călcat cuvântul și am ignorat o promisiune făcută, sigur că nu mai putem pretinde ca acea persoană să aibă încrederea în mine așa cum a avut-o înainte, nu? În Statele Unite am văzut câteva dezbateri cu privire la ce facem cu pușcăriașii sau deținuții care sunt eliberați din detenție, mă rog, pentru anumite fapte grave și care și-au terminat sentința și acum trebuie să fie asimilați din nou de societatea civilă, societatea liberă și așa mai departe. Sigur că invitații pe platou s-au împărțit în două imediat, aveau opinii diferite, adică nu numai în două, mai multe. Unii spuneau că deținuții au șanse aproape zero să mai fie asimilați de societatea civilă, pentru că aici nimeni nu mai are încredere în ei. O altă categorie sau un alt grup de participanți la această dezbatere spunea, alții spuneau, societatea civilă este de vină că le oferă încredere și de aceea majoritatea deținuților au un procent alarmant de recidivizare, nu comit din nou aceeași faptă sau aceleași fapte, poate și mai rău, ca mai apoi să se reîntoarcă în penitenciar. Deci un grup de participanți la această dezbatere dădeau vina pe cei care n-au făcut nicio crimă. Voi sunteți vinovați pentru că ăștia comit o crimă a doua oară. O altă clasă, a treia clasă, vine cu soluția. Putem să iertăm pentru ce au făcut, dar să nu mai avem încredere în ei. Ce putem face? Le monitorizăm viața, adică le punem o brățară la picior pentru a ști în fiecare moment unde sunt și ce fac. Sub scenariul acesta, bineînțeles că s-a imitat și ideea cu microchip implantat în cap la oamenii răi sau în mână, nu? Și la oamenii buni, de asemenea. Oamenii buni iau microcipul să fie păziți de cei răi și oamenii răi iau microcipul ca să fie urmăriți să nu facă rău la oamenii buni care au microcipul pentru a fi păziți. Deci ambele tabere, și cei răi și cei buni, au un microcip pentru motive speciale. Cei răi primesc microcipul pentru că să fie monitorizați și să fie opriți în eventualitatea când vor să facă răul, iar cei buni primesc microcipul ca să fie monitorizați și să li se păstreze, să le protejeze viața, să li se protejeze viața de cei răi în orice secundă. Deci Uncle Sam o să pună videocameră peste tot oriunde te duci și așa, inclusiv în dormitorul tău, ca să te păzească de aia rei care au ieșit din pușcărie. Și atunci toată lumea este împăcată frumos. Deci, dragii mei prieteni, din nou, cum este corect? Te iert, dar nu te uit? Sau te iert, dar nu mai am încredere în tine? Te iert, dar păstrez distanța față de tine? Te iert, dar sunt cu ochii pe tine să nu mai faci ce ai făcut înainte? Cum e mai bine de fapt? Aici intervine reconcilierea, prietenii mei. Iertarea este oferită. Noi iertăm în mod voluntar, benevol, pentru că așa ne-a spus Dumnezeu în rugăciunea domnească, iartă-ne precum iertăm, corect? Dar în același timp, deși iertarea este oferită de noi, încrederea trebuie recâștigată de cel care a păgubit pe om. Declarația pe care o fac este susținută de Scriptură sau nu? Am aici două scenarii. Scenariul păgubitului, care se găsește în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 7. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți, adică un defect. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Asta este scenariul numărul 1. Deci apelează Domnul Hristos la noi cu o întrebare. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dragii mei prieteni, ăsta este scenariul nostru, scenariul păgubitului. Scenariul celui care păgubește se găsește în Luca, capitolul 19, versetul 8. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Deci acesta este scenariul celui care a păgubit, observați dumneavoastră. Deci, prieteni, cred că Evanghelia nu este ieftină și nu leagă rana
în chip ușuratic, așa cum spune cuvântul în Ieremia 8 cu 11, leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând, da, să mă, sau împăca frații, pace și pace, și totuși nu este pace. De ce? Pentru că tratăm la suprafață sau tratăm superficial situația aceasta. Adică există un proces de reintegrare a celui care a trădat, nu? A păgubit, a celui care s-a lepădat de cuvântul lui Dumnezeu, s-a lepădat de integritatea morală, s-a lepădat de principiile dumnezeiești, de tot ce vrei. Deci cazul numărul unu, David era urmărit de rege, dar mai era urmărit și de socru în același timp, nu? Un rege socru. Un lucru grozav să fii urmărit de un socru care e și rege în același timp, nu-i așa? Saul dă în căsătorie pe Mical cu dorința de a-l pierde și chiar a-l omorâ pe David. Laban dă două fete lui Iacov, nu una, dar tot cu scopuri necinstite, nu-i așa? Pentru a-l sechestra pe Iacov ca să-i fie serv, în timp ce el, Laban, socrul, cel mare sau cel cu cel mic, să fie conducător de adunare a bisericii sau conducător al tribului respectiv. Cei care aveți socri din această generație, vă înțeleg. Cei care aveți socri de gen Saul sau Laban, toată compasiunea pentru dumneavoastră. Există totuși o mângâiere, o spun ca să fac dreptate lui Dumnezeu, și anume există mângâierea ca în cazurile în care aveți de-a face cu un astfel de socru, care este, mă rog, nu zicem rău, dar este preocupat de planuri malefice împotriva dumneavoastră ca gineri, șansa este să aveți o soacră bună. De obicei, contrastele se atrag. Sau când e soacra incompatibilă cu nora, că nu există soacră rea, nu? Este doar o soacră incompatibilă cu nora și viceversa. Deci când avem de-a face cu o soacră incompatibilă cu nora, există un socru de calitate bun, amabil și înțelegător cu nora, care compensează reticența sau compatibilitatea între noră și mama soacră. Deci există și balanță în toată această situație. În genere, când socrul e rău, soacra e bună, când soacra e bună, socrul e rău. Oricum, Dumnezeu dă și sare, dar dă și har. Acum mă întorc din nou la ideea, te iert, dar nu pot avea încredere în tine, sau te iert, dar nu te uit, sau te iert, dar nu pot trece cu vederea ceea ce ai făcut ieri. Deci pentru că această stare de spirit produce o îndoială din partea noastră ca păgubiți, teama noastră este justificată. De ce ne e teamă că persoana respectivă care ne-a înșelat astăzi sau ne-a păgubit astăzi poate să o facă și mâine? Vă duceți aminte de câte ori a fost invitat David înapoi la palat de către socul său? David l-a iertat pe socrul său, l-a iertat pe Saul. În mod sincer, de fiecare dată când Saul a încercat să-l omoare, dar n-a putut uita ce Saul făcea ieri, alaltăieri și așa mai departe. David a iertat, dar nu putea să aibă încredere în socrul lui. De câte ori n-a zis Saul cu voce tare, tu ești fiul meu, David. Auzi, îl făcea și fiu. Dar dacă era fiu, de ce încerca să-l omoare? Ca să-ți dai seama cât de prefăcut era, nu? Tu ești fiule David. Da, iată că nu ți-am luat viața, spunea David, și nu am nimic împotriva ta, dar tu urmărești pe robul tău fără motiv, adică fără pricină, spune Scriptura. O, da, da, fiule, tu ești mai bun ca mine, spunea Saul. David iertase, dar nu uitase. David iertase, dar nu putea avea încredere în Saul, care era regele și accidental era și socrul lui. Dragii mei prieteni, am patru fiice și un băiat, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap ca să căsătoresc pe una dintre ele pentru că vreau să omor pe cineva, așa cum Saul a încercat. Adică cât de departe trebuie să merg ca să urăsc pe cineva într-o astfel de manieră încât să folosesc demnitatea propriei mele fiice pentru a vedea pe un individ în calitate de genere ca mai apoi să-l omor. Asta este noaptea minții, nu-i așa? Deci, în cazul lui Iacob, revenim la Iacob. Laban prima dată l-a vrut sclav pe plantație, nu? Și când Iacob a zis, gata, nu mai pot, s-a terminat, iată că Laban s-a hotărât să o omoare. Da, erau mai multe motive la mijloc, nu numai pe faptul că, vezi, măre Doamne, Iacob luase câteva oi în plus în timp ce Laban lipsea de acasă și apoi a fugit pe nedrept cu ele în pustie. Nu, era o chestiune care implica un furt. Fiica lui Laban, Rahela,
Semăna foarte bine cu socrul lui Iacov, care accidental era tatăl ei, nu-i așa? Așa cum semăna Mical cu Saul, așa semăna Rahela cu Laban. Iar Rahela, când a furat idolii, nu a făcut altceva decât ce era în natura ei, sau ceea ce, dacă vreți, ceea ce primise ca moștenire de genetică, nu? Laban era un parșiv și Rahela și Lea la fel. Ea fură statuile de aur, argint sau de ce o fi fost ele de la tatăl pentru că așa făcuse tatăl ei cu Iacob când i-a schimbat simbria de 10 ori. Să mai creadă Iacob în Laban? Să mai creadă David în Saul? Te iert, dar nu te uit. Te iert, dar nu uit ce ai făcut ieri. Te iert, dar nu mai pot avea încredere în tine. Sunt declarații cât se poate de legitime care își au, dragii mei prieteni, rezonanța în Scriptura. În afara cazului când Saul încearcă să recâștige încrederea lui David, în afara faptului că Laban încearcă să recâștige încrederea lui Iacob, nu există nicio injustiție în a fi prudent cu cei care te-au păgubit. Iertarea este o obligație morală, să iertăm și să suferim paguba, așa cum spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 7. Chiar dacă aveți judecăți între voi, este un cusur pe care îl aveți, un defect de caracter. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? În timp ce iertarea se oferă, încrederea se câștigă. Aceasta este declarația de kilograme a subiectului în această seară. Un caz aparte, situația lui Petru în relația lui cu Domnul Hristos. Este adevărat că între caracterul lui Petru și caracterul lui Saul, dragii mei prieteni, sunt foarte multe conexii. Spontani, amândoi, colerici, vorbesc, apoi gândesc, acțiunile lor sunt emoționale, atât Petru cât și Saul sunt foarte sensibili, extrem de sensibili, atunci când le este provocată demnitatea, când opinia le este contestată sau când li se pun la îndoială intențiile, nu? Sau motivațiile acțiunilor lor. Petru se leapădă de Domnul Hristos în mod public, se pocăiește, plânge cu amar, citiți Luca 23, versetul 63, nu mai pretinde nimic, nu mai crede în el însuși și nu mai vrea de la el însuși nimic. Este ezitant, rușinat de propria lui faptă să vină la Domnul Hristos. Mântuitorul iertase vina lui Petru, sunteți de acord? Dar trebuia ca Petru să recâștige încrederea pe care o pierduse în fața colegilor lui, în fața ucenicilor și, bineînțeles, în fața oamenilor. Încă o dată, mă repet, Domnul Hristos nu își pierduse încrederea în Petru. De ce? Pentru că nu avea, Domnul Hristos n-a avut niciodată încredere în Petru. Domnul Hristos nu fusese luat prin surprindere niciodată de comportamentul lui Petru. El nu avea nevoie să se încreadă în om sau în omul Petru, dacă vreți. Domnul Hristos știa foarte bine cine este Petru și ce se află în om, în general. Ioan 21, versetul 14 la 17. Deci, pe Dumnezeu, prieten, nu luăm prin surprindere, niciodată. Acum Domnul Hristos în fața tuturor arată nu iertarea, ci recâștigarea încrederii în adevărata sa convertire. Deci, dragii mei prieteni, pe Dumnezeu nu-L luăm niciodată prin surprindere. El știe totul despre noi, trecut, prezent, viitor, și când greșim și facem păcate sau îl dezamăgim, nu îl dezamăgim în sensul că n-a știut ce facem sau ce vom face în viitor, îl întristăm prin viața noastră de păcat. El, din nefericire, simte fiecare trădare a noastră. De fiecare dată când noi ne lepădăm de Domnul Hristos, în mod tacit, îl scuipăm în față pe Mântuitorul și îl doare pe Dumnezeu Tatăl nostru în inimă. Asta este realitatea, dragii mei prieteni. Și de aceea, în Ioan, capitolul 21, avem această recâștigare sau recuperare a credibilității lui Petru în fața celorlalți. Este o credibilitate graduală, așa cum vom vedea, și veți vedea câtă gentilețe are Dumnezeu și Domnul Hristos în această, cu Petru, în această abordare. După ce au prânzit, deci erau la masă, Iisus i-a zis lui Simon Petru: Simon, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: Paște mielușeii mei. Iisus a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus a zis: Paște oițele mele. A treia oară a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona,
mă iubești tu? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Ce observăm aici, dragii mei prieteni? În prima declarație, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Pentru că asta a fost pretenția lui Petru cu privire la relația lui cu Domnul Hristos, nu? Eu te iubesc mai mult decât aceștia, eu sunt mai credincios de mai mult decât aceștia și chiar dacă toți se vor lepăda, eu nu mă voi lepăda pentru că eu nu voi trăda iubirea mea față de tine. Deci Petru spunea Domnului Hristos, merită să ai încredere în mine. Și Domnul Hristos spunea, știu de cine ești călăuzit, știu că nu pot avea încredere în tine. N-am avut niciodată încredere în tine, Petru. Deci în momentul în care Domnul Hristos îl întreabă prima dată, mă iubești tu mai mult decât ei? Sigur că Petru iubea cu mai multă intensitate pe Domnul Hristos decât ceilalți ucenici. Întrebarea pe care în mod retoric o putem pune împreună cu toții, cuvântul lui Dumnezeu și Domnului Hristos este, de ce Petru în această circunstanță avea să-L iubească pe Domnul Hristos mai mult decât ceilalți ucenici? Pentru simplul fapt că cui se iartă mult, iubește mult. Petru făcuse o gafă care avea să fie raportată în toată istoria. O gafă care nu și-o putea ierta pentru toată viața mai târziu. Și de aceea Domnul Iisus l-a întrebat, mă iubești tu mai mult decât ei? Și Petru zice, da, tu mă cunoști, știi că spun adevărul din inimă, nu mint. Cugetul meu este curat, nu mai e ca atunci în fața acelei femei, în fața sălii de judecată. A doua oară când Domnul Hristos l-a întrebat, mă iubești? Petru a răspuns simplu, fără să-și piardă cugetul, fără să se enerveze și a zis, Doamne, știi că te iubesc. Din nou Petru îi deschide cămara sufletului Domnului Hristos și spune, Doamne, pentru tine nu e nimic necunoscut, știi că nu mint. Știi că te iubesc. Și atunci Domnul Hristos spune, acum avem mai multă încredere în tine, paște oițele mele, pentru că nu numai că ai trecut testul sincerității ca la prima întrebare, de data aceasta ai trecut și testul unei maturități spirituale, că nu te-ai enervat, că nu ți-a sărit muștarul. Un creștin ca tine, Petru, n-are voie să enerveze în nicio circunstanță. Deci iată că ai trecut și testul maturității. Întrebarea întâi, ai trecut testul sincerității. Întrebarea doi, ai trecut testul maturității. Dar acum mai trebuie să treci un alt test. Și zice Domnul Hristos a treia oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești. Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și Petru i-a spus, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. N-are rost să vin cu argumente, n-are rost să fac ce am făcut data trecută, când m-am detașat pe mine de ceilalți colegi ai mei, pretinzând că sunt mai credincios, pretinzând că sunt mai cu minte, pretinzând că sunt mai, vezi, de stofă bună decât ei. Știu că am greșit, știu că faci aluzie la cele vremuri, dar Petru acela a murit. De aceea, Doamne Iisuse, n-am cu ce să te conving, n-am argumente, Tu mă cunoști pe mine, mă întristează faptul că Te-am rănit, recunosc că aceasta e o rană care nu va muri niciodată în mine, până în ziua în care voi închide ochii. Asta era declarația lui Petru, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Și atunci Iisus i-a spus, de data aceasta, paște oile mele. Prieteni, iată că a trecut testul de sinceritate, a trecut testul de maturitate și acum a trecut și testul acela de a îi se încredința valori în calitate de apostol. Nu putea să fie reabilitat ca apostol decât numai în condițiile acestea. Paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Am văzut sinceritatea ta, am văzut maturitatea ta, acum am văzut că ești gata, copt și pregătit pentru a conduce și Biserica lui Dumnezeu. Mergem puțin mai departe. În tot acest proces, Domnul Iisus a arătat tuturor că încrederea este o chestiune care odată trădată nu se câștigă instantaneu, ci treptat sau graduat. Asta este lecția pe care eu personal am învățat-o, prieteni, de la Mântuitorul în aceste circumstanțe. Îți încredințez mai întâi mielușei, apoi oițele și la final, când încrederea este total restabilită, îți încredințezi oile, adică întreaga turmă. E o chestiune de meditație și pentru noi.
În general, nu avem probleme să credem pe cuvânt. Noi oamenii, eu vorbesc de mine, am tendința de a avea încredere în oameni, mai ales atunci când promit cu surlă și cu trâmbiță. În genere, avem probleme să nu mai credem după ce am fost păgubiți, înșelați, nedreptățiți, etc. Te iert, dar nu te uit. În societatea de astăzi avem de-a face cu o chestiune foarte serioasă, și anume chestiunea încrederii de sine. Societatea este forfetată, este absolut torsionată de două extreme comportamentale, care zic eu că au de-a face și cu statutul moral sau psihologiei individului. Deci eu zic că această chestiune de încredere de sine are de-a face și cu psihologia individului, cu abilitatea lui, cu puterea lui de a gândi, de a lua decizii și așa mai departe. Pe de o parte, avem de a face cu o categorie de oameni care au o încredere în sine extremă, extravagantă, dezechilibrată, și pe de altă parte, avem de a face cu oameni care sunt atât de depersonalizați de viață, de circumstanțe, de o educație precară. Vă aduceți aminte expresii pe care părinții le rosteau asupra copilor? Ești un bou, un tâmpit, nu ești bun de nimic, nu ești capabil să ajungi, o să ajungi un derbedeu, cu tare, cu tare. Nu? Sunt expresii care au fost detonate de părinți în limbajul prin care s-au adresat copiilor în procesul de creștere și de educație, care au fost adevărate grenade, care au distrus treptat psihologia tânărului în dezvoltare, în creștere, și nu numai atât, dar au produs și o depersonalizare care îl va face un dependent pentru toată viața lui, dependent de alții, dependent de circumstanțe și așa mai departe. Deci avem două extreme. Extrema celui care este îngânfat și are o încredere de sine exagerată, și pe de cealaltă parte avem de a face cu o majoritate care, din nefericire, dragii mei prieteni, suferă o depersonalizare treptată datorită, așa cum spuneam, circumstanțelor, unei educații greșite, unei traume sufletești, emoționale și așa mai departe, sau unor circumstanțe care depășesc abilitatea lui de a le controla. Eu însumi știu foarte bine cine sunt și de câte ori l-am trădat pe Mântuitorul meu. Vorbe, cuvinte, fapte, acțiuni și cine știe cât o mai fi. Adu-ți aminte cum l-ai trădat și tu, prietene, pe Domnul vieții. Adu-ți aminte cum i-ai întors spatele atunci când trebuia să fii cu el. Petru nu s-a uitat niciodată pe sine până la moarte. Undeva la Roma a declarat în fața ostașilor: nu poate să accepte onoarea de a muri ca Domnul său. Și a poruncit sau a hotărât ca să moară crucificat cu capul în jos. Soldații romani au făcut acest hatâr. Și noi avem datoria morală să ne iertăm pe noi înșine, dacă ne-a iertat și Dumnezeu. Și sigur că atunci când ne iertă Dumnezeu, ne dă și puterea să ne iertăm pe noi înșine. Dar în același timp să nu uităm că noi nu putem avea încredere în noi înșine, dar putem avea totală încredere, absolută încredere în Dumnezeu. Moise nu a vegheat. Era bătrân și într-un moment de încredere de sine, nu de mândrie, era un om consacrat, era un om care condusese pe Israel până la intrarea în Canaanul Ceresc. Dar într-un moment de încredere de sine, a preamărit eul personal și a spus: ascultați voi, răzvrătiților, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Numeri, capitolul 20, versetul 10, ultima parte. Arogându-și puterea dumnezeiască asupra lui și elevând elementul uman la poziția unde numai Dumnezeu poate fi sau trebuie așezat, Moise a dezonorat pe Tatăl nostru din ceruri și pe Fiul său, Domnul Iisus Hristos. Aici n-a mai fost nicio recuperare, ca în cazul lui Petru. Dar s-a aplicat dictonul: te iert, dar trebuie să mori. Moise n-a avut șansa trăirii, șansa iertării, da. Istoria lui Moise este una plină de surprize și controverse. Și totuși Domnul l-a mântuit, l-a iertat și, conform declarației din cartea lui Iuda, versetul 11 sau 12, dacă nu mă înșel, l-a înviat și l-a dus în împărăția lui Dumnezeu. Dovadă că însuși Mântuitorul l-a întâlnit pe Moise și pe Ilie la schimbarea la față.
O declarație de final, dragii mei prieteni, se găsește în Ioan, capitolul 2, versetul 24, versetul 25. Această declarație zic eu că ne luminează mintea și așează pacea și liniștea în sufletul nostru. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Dragii mei prieteni, este, cred că, o declarație foarte clară. Te iert, dar nu te uit, sau te iert, dar nu am încredere în tine. Domnul Hristos a arătat foarte lămurit faptul că aceia care stăruiesc pe față în păcat trebuie să fie îndepărtați din biserică. Dar el n-a încredințat nouă lucrarea de a judeca motivele și caracterul dincolo de ce se vede public. El cunoaște prea bine firea noastră pentru a ne încredința această lucrare. Dacă am încercat să smulgem din biserică pe aceia care presupunem noi că sunt numai cu numele creștini, cu siguranță spune pana inspirată că vom face greșeli. Nu rare ori se întâmplă ca noi să nu mai vedem nicio nădejde de îndreptare. Unde sau în cine? Tocmai la aceea pe care Domnul Hristos îi atrage la sine. Dacă am proceda cu astfel de suflete potrivit cu judecata noastră nedesăvârșită, atunci le-am spulbera poate și ultima speranță. Mulți dintre cei care gândesc despre ei că sunt creștini, la ziua cea mare vor fi găsiți cu lipsă. Mulți însă vor fi în ceruri despre care vecinii lor gândeau că niciodată nu vor ajunge acolo. Omul judecă după ceea ce izbește privirea, dar Dumnezeu judecă inima. Neghina și greul vor crește împreună până la seceriș, iar secerișul este încheierea timpului de har. Parabole Domnului Hristos, pagina 71, ediția 1900. Evrei, capitolul 5, versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce-l putea să izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, Domnul Iisus nu avea încredere în țărâna în care învelise divinitatea lui. El știa câte parale face cleiul, pământul, argila, natura umană. Știa câtă încredere se poate investi în această țărână umană. Pana inspirată în Patria și Profeți, 717, paragraful 3. Spiritul de încredere în sine și încăpățânarea au pregătit calea pentru căderea lui David, dragii mei prieteni. Lăudărușenia vieții și viclenele ispite ale puterii și traiului luxos n-au rămas fără influență asupra lui. Iar el a exercitat o influență foarte mare spre rău, pentru că lumea știa. Te iert, dar nu te uit. Dacă se poate aplica acest dicton la cineva, se poate aplica la noi înșine. Eu nu am încredere în mine. Cred că aceasta ar trebui să fie aplicația de final pentru sufletul fiecăruia dintre noi. Iertarea se oferă, încrederea se câștigă. Să nu fim prizonieri ai propriilor amintiri, uitând ce este în urma noastră, să ne aruncăm înainte spre premiul țintei cerești. Dumnezeu să dea acea vindecare, nu cum o facem noi oameni în chip ușuratic, dar să ne dea acea vindecare între noi ca frați, ca să fie într-adevăr pace și pace, așa cum trebuie să fie pace între frați, între cei care formează societatea comunității lui Hristos în vremurile din urmă. Bun, Tată Cere, să ne binecuvânteze și să ne ofere harul său și pacea sa de acum și în veci. Amin. Iubite Tată din ceruri, în numele Domnului Hristos, iată-ne sfâșiați de durere la picioarele crucii, la picioarele Domnului Hristos. Iată-ne la picioarele tale, Tată Ceresc. Îți mulțumim că în această rugăciune ne-ai elevat în împărăția ta. Tată drag, nu suntem nimic. Suntem niște fărâmituri, suntem niște dezastre, suntem niște ruine, suntem niște epave care le-ai salvat tu ca niște tăciuni scoși din foc. Fiecare dintre noi avem viața noastră, avem trecutul nostru, dar tu, Tată bun, te-ai îndurat de noi și în această seară ne-ai dăruit iertarea, împăcarea, reconcilierea cu tine și cu Fiul tău. Amin.